Câinele Ben spionează gagicile în secret. Cum ajunge să facă asta o să vedeți pe episodul de astăzi. Așadar să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Ani de zile am lucrat la acest proiect. În sfârșit este gata. Jucăriile sunt complete. Am instalat camere de luat vederi în aceste jucării. Îl am aici pe Tom. O am aici pe Angela. Am și ursulețul brun, dar am și ursulețul roz. Toate aceste jucării au camere de luat vederi pentru spionat. De când eram o. Câine mic Gagicile nu m-au băgat în seamă Au zis că nu au ce discuta cu mine Însă acum este momentul Să mi fac rost de o gagică Am urmărit două dintre gagicile mele preferate Și nu știu pe care să o aleg Așadar o să mă duc Și o să le plantez jucăriile în casă O să le spionez Și o să le văd fiecare care mișcare? Vreau să văd care gagică merită să fie împreună cu mine. Iar apoi o să mă duc și o să mă bag pe vrăjeală. Uf, uf! Acum e momentul, am așteptat destul, nu mai aștept nici măcar o clipă, o să mă duc să plantez jucăriile, o să-mi iau dubița mea ca să fiu mai deghizat să nu știe nimeni ce vreau să fac și o să conduc până lângă casele gagicilor, ce mi se pare foarte interesant e faptul că amândouă gagicile stau este drum una de cealaltă. Așadar, o să-mi fie foarte ușor. Mai înainte, puțin, mă uit să văd dacă gagica numărul 1 este acasă. Momentan nu o văd. Așadar, o să mă dau jos din autobuz. Ia să vedem, să mă uit pe aici. Hmm, nu văd urmă de gagica. Spală vasele. Gagica este chiar acolo. Este momentul să fug habar nu are ce urmează să se întâmple, cântă o fericire. a fericire. Sănătate. Ö, pardon, trebuia să zic mai încet, să nu cumva să mă audă. Cred că acesta este dormitorul ei. Trebuie să verific puțin. Da, cu siguranță acela este dormitorul ei. Așadar, o să-i pun aici chiar pe pisica Angela. O să-i o pun ca să o spioneze. Ok, acum trebuie să mă strecor, să ies de aici și să mă duc în cealaltă casă. Încă spală vasele, nici măcar nu și-a dat seama că s-a întâmplat ceva în dormitorul ei. Sănătate! Aoleu, trebuie să fug! Tocmai ce am auzit că e alergică la câini era să mă prindă. Ok, ok, ok. Văd că se duce pe scări acum. Gata, am reușit să scap. Acum o să mă duc la gagica cu numărul 2. Mmm, uh, trebuie să mă ascund bine. Wow, mai talking Angela. Dar nu-mi să am plușul acesta. Wow, dar e atât de drăguță. Oh, ce mă bucur că o am pe Angela. Ah, ce tare o să le zic tuturor colegilor mele de la școală. Momentan nu am văzut-o pe Gagica cu numărul 2 Dar trebuie să merg încet Poate este acasă totuși Mău pe unde Mai la 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 Oh, amândouă sunt cântărețe Ce drăguț <gasps> oh. Eu ce mai chiu ei? Asta e puțin că știi ce fac? O iau pe partea asta altă și mă duc pe aici pentru că așa nu o să mă vadă. Și o să mă duc acum chiar în dormitorul ei, dar nu știu exact unde este dormitorul. Cred că este aici. Da, l-am găsit. E clar dormitorul ei. Mă, mă, și ce roz este. Cred că o să-i pun jucăria chiar aici pe una dintre noptiere. Tom, să stai aici și să spionezi totul. Să-mi spui fiecare secundă, fiecare minut, vreau să știu tot ce face această gagică. Perfect, nu am instalat camerele degeaba. Ia să mă duc să văd dacă această gagică mai spală vasele. Hi, nu mai e acolo. Oh, nu! Cred că e în camera aceea de acolo. Ba nu, se uită la televizor. Doamne, era cât pe ce să mă prindă. Am intrat aici. Uu, ce noroc, Agata spală vasele din nou. O să fug prin partea asta. Mamă, era cât pe ce să fiu prins. Am scăpat ce-am mai auzit și o melodie super, super faină. Acum o să mă duc acasă și o să le spionez. Du -du 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 Abia aștept să mă duc la calculator și să văd ce face fiecare gagică. Să pot să mă hotărăsc pe care să o iau să fie gagica mea. Ia să pornesc calculatorul. la, la, la. la, la, la. La, 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 la Ce frumoasă e viața mea La, 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 la N-ai mai văzut așa Fată ca mine cea mai faină Faină, faină, rău sunt faină Uite de la mine, cea mai faină <gână -i> După ore în șiră de verificat camerele, am luat o decizie gata, gagica numărul 1 o să fie iubita mea. Pentru că gagica numărul 2 este mult prea plângăcioasă. Așadar, o să mă duc acum să mă întâlnesc cu ea. Sau mai bine zis, să o răpesc pentru că nu risc să mă duc să o întreb dacă vrea să fie iubita mea pentru că s-ar putea să mă refuze. Așadar, o să mă duc acum cu mașina și cu siguranță ea a dormit pentru că este noapte afară. O să o răpesc și o să o duc undeva unde doar eu știu să ajung pentru că ea o să fie viitoarea mea soție. Ok, o să parchez mașina aici și vreau să verific să văd dacă doarme. Ar trebui să sforăie deja la ora asta. Chiar sforă e. O să o iau acum repede în brațe. Și o să fug cu ea în lume, iubito, habar nu ai, dar o să te trezești în brațele unui prinț. O să mă urc în mașină și o să conduc Doamne ce mai strănută această iubită, ah oh, da strănută, atât de frumos, sănătate la mulți ani pentru că o să trăim fericiți împreună până la adânci bătrâneții. Oh -oh. <gri> Cam acesta a fost episodul cutinașilor și vulpițelor, să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!